Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă relatez mărturia șocantă a unei fete care a văzut raiul și iadul, Papa Ioan Paul al II-lea chinuit de flăcări. Materialul care urmează este mărturia lui Angelica Elizabeth Zambrano Mora din Ecuador. Această transcriere a fost trimisă de un ascultător al postului de radio Unison. Și după ce a fost citită, cei de la Unison au considerat că este potrivit să o aducă la cunoștință tuturor. Mărturia lui Angelica Elizabeth Zambrano Mora. Pentru o perioadă de 23 de ore, unei tinere ecuadoriene pe nume Angelica i-a fost prezentată împărăția Raiului și a Iadului și întoarcerea lui Hristos. Ea a văzut cum Iisus plângea când vedea mulțimea de suflete pierdute pentru totdeauna. O lume care l-a respins, o biserică care este în cea mai mare parte nepregătită pentru venirea lui, un popor care s-a oprit din al mărturisii lumii și o industrie de imagini și distracții care atrage chiar și copiii către Satan. Fata a văzut cum multe dintre personalitățile aclamate ale culturii noastre suferă în fântâna adâncului. Cântăreți, artiști și chiar un papă au fost văzuți în iad. De asemenea, Angelica i s-a arătat cum împărăția cerurilor este minunată. Toate sunt pregătite, un loc neimaginabil de glorios, în care nu există răul. Dar Iisus revine doar pentru un popor sfânt. Și, din nefericire, chiar mulți dintre creștinii de astăzi nu vor fi gata în acea zi și vor fi lăsați în urmă într-o lume care va pieri. Vă redau în continuare din interviul video, inițial în limba spaniolă. Locul desfășurării, El Empalme, Ecuador. Maxima, mama Angelicăi. Numele meu este Maxima Zambrano Mora și suntem membre ale Bisericii Casa de Orasion în El Empalme. Am fost în post timp de 15 zile, căutând prezența lui Dumnezeu. Angelica, fiica mea, de asemenea, ni s-a alăturat. În timpul acelor 15 zile de post, am putut vedea dincolo de realitatea înconjurătoare, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat înainte. Am fost în rugăciune și la post, la un campus, și apoi am continuat rugăciunea la domiciliu, așteptând ca Dumnezeu să vorbească cu noi. Domnul ne-a dat multă încurajare. Datorită problemelor noastre, am fost de multe ori gata să renunțăm, dar Domnul a fost acolo să ne ajute. El ne-a dat Ieremia 33:3. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Fiica mea ceruse insistent un cuvânt de la Domnul, deși eu nu am știut asta la momentul respectiv. Angelica. Numele meu este Angelica Elizabeth Zambrano Mora. Am 18 ani și studiez la Colegio José María Velasco Ibarra, aici, la El Cantón, El Empalme, Ecuador. L-am primit pe Hristos când aveam 12 ani, dar mi-am spus: niciunul dintre prietenii mei nu sunt evanghelici și nu voiam să fiu deosebită de ei. Așa că am părăsit pe Dumnezeu și am trăit o viață rea. Dar Dumnezeu m-a scos de acolo, de ziua mea la 15 ani. M-am împăcat din nou cu Dumnezeu, dar încă nu întru totul. Biblia spune, Iacov 1:8, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Iar eu am fost una dintre acele persoane. Tatăl meu mi spunea, tu nu trebuie să fii așa, e groaznic, e greșit. Dar eu răspundeam, aceasta este calea mea, așa sunt eu și așa vreau să fiu. Nimeni nu are dreptul să-mi spună cum ar trebui să fiu, nici ceea ce ar trebui să fac, nici cum trebuie să mă îmbrac sau să mă comport. El răspundea, Dumnezeu va avea de-a face cu tine și El te va schimba. De ziua mea, la 17 ani, am ajuns mai aproape de Domnul. Pe 28 aprilie am venit la El și am zis, Doamne, îmi pare așa de rău, eu știu că sunt o păcătoasă. Și am spus cum mă simțeam. Doamne, iartă-mă, vreau să scrii numele meu în cartea vieții și să mă accepți ca pe un copil al Tău. M-am pocăit și am dat viața mea Domnului. I-am spus, Doamne, vreau să mă schimb, să faci o schimbare în mine. Am plâns din toată inima mea, cerând Domnului să mă schimbe.
dar cum a trecut timpul, nu am prea simțit multă schimbare. Singura diferență a fost că am început să merg la biserică, să citesc Biblia și să mă rog. Asta a fost singura schimbare până atunci în viața mea. În august am fost invitată să postesc timp de 15 zile. Am decis să mă alătur, dar înainte de a intra în post i-am spus Domnului: Doamne, vreau să te ocupi de mine aici. În timpul postului, Domnul vorbea cu aproape toată lumea, cu excepția mea, de parcă nu mă vedea și asta mă durea. Am zis: Doamne, nu ai de gând să te ocupi de mine? Plângeam singură și continuam: Doamne, Tu nu mă iubești, nu ești aici, ești cu mine? De ce nu vorbești cu mine cum faci cu ceilalți? Vorbești atât de multe lucruri altor persoane, chiar cuvinte de profeție, dar nu mie. Am cerut un semn ca dovadă că El era cu mine și Domnul mi-a dat Ieremia 33:3. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. I-am spus: Doamne, mi-ai vorbit mie, pentru că am auzit vocea Lui audibilă și am avut și o viziune a cuvintelor scrise în Ieremia 33:3. I-am spus: Doamne, este pentru mine? L-am păstrat pentru mine în timp ce toți ceilalți au spus ceea ce Domnul le-a dat și ceea ce au văzut. Dar am păstrat secretul și am meditat numai asupra cuvintelor. Cheamă-mă însemna să mă rog, dar lucruri mari și ascunse puteau însemna doar rai și iad. Așa că am spus: Doamne, vreau doar să-mi arăți cerul, dar nu iadul, pentru că am auzit că este un loc oribil. Dar apoi m-am rugat cu toată inima: Doamne, dacă aceasta este voia Ta, arată-mi ce trebuie, dar întâi să mă schimbi pe mine. Când am terminat postul, au existat încercări și dificultăți și uneori m-am simțit leșinată, aproape imposibil de a continua umblarea cu Domnul. Dar El m-a întărit. Am început să aud glasul Lui și să-L cunosc mai bine. Am devenit buni prieteni. Domnul nostru este cel mai bun prieten, El prin Duhul Sfânt. I-am spus: Doamne, Tu ești cel mai bun prieten al meu și vreau să Te cunosc mai bine. Și am început să-I mărturisesc toate gândurile mele. M-am rugat pe tot parcursul lunii august și apoi în noiembrie. Un slujitor al Domnului a venit în casa noastră și a spus: Fie ca Domnul să te binecuvânteze. I-am răspuns: Amin. El a zis: Eu sunt aici pentru a-ți da un mesaj de la Dumnezeu. Trebuie să te pregătești, pentru că Domnul îți va arăta lucruri mari și puternice pe care nu le știi. El are de gând să îți arate raiul și iadul. Pentru că ai cerut, Domnul ți-a dat un cuvânt de la Ieremia 33:3. L-am întrebat: Dar cum ai știut despre asta, că eu n-am spus la nimeni? El a răspuns: Același Dumnezeu pe care îl servești și îl lauzi tu, este același Dumnezeu pe care îl aud și eu, și El mi-a spus totul. Curând am început să ne rugăm. Unele surori din biserica noastră și alții din familia mea au fost acolo cu noi și ne rugam. Dar de îndată ce am început să ne rugăm, am început să văd cerurile deschise. Așa că am spus: Văd că cerurile se deschid și doi îngeri se coboară. Omul acela a zis: Întreabă-i de ce sunt aici. Ei erau înalți și frumoși, cu aripi frumoase, mari și strălucitoare, și păreau transparente, strălucitoare ca aurul. Ei purtau încălțăminte ca cristalul și aveau haine sfinte. De ce sunteți aici? Ei au zâmbit și au spus: Suntem aici pentru că avem de îndeplinit o sarcină. Suntem aici pentru că trebuie să vizitezi raiul și iadul și nu vom pleca până când toate acestea se vor împlini. Am răspuns: Foarte bine, dar eu doresc să vizitez doar cerul, nu iadul. Ei au zâmbit și au rămas acolo, dar nu au spus nimic mai mult. După ce am terminat rugăciunea, i-am putut vedea încă acolo. De asemenea, am început să văd pe Duhul Sfânt. El este prietenul meu cel mai bun. El este sfânt, este omniscient, El este omniprezent. Am putut să-L văd transparent și strălucitor în același timp,
cu un chip strălucitor. Am putut vedea zâmbetul lui și privirea lui iubitoare ce le pot descrie cu greu, pentru că el este mai frumos decât îngerii. Îngerii au frumusețea lor proprie, dar Duhul Sfânt este mult mai frumos decât ei. Am putut auzi glasul lui audibil, o voce plină de dragoste, o voce plină de pasiune. Nu pot explica glasul lui, o voce ca fulgerul, dar în același timp el spunea: eu sunt cu voi. M-am străduit să-mi continui umblarea cu Dumnezeu, chiar când aveam mult de studiu. Am trecut prin momente foarte dificile, dar victorioase în același timp. I-am spus: Doamne, facă-se voia Ta. Am continuat să văd îngeri chiar și la școală și în clasa mea. Am fost atât de fericită, atât de plină de bucurie de faptul că îi puteam vedea. Slujitorul Domnului care a vizitat casa mea mi-a spus să mă pregătesc pentru că aveam să văd raiul și iadul. El de asemenea mi-a spus ceva dificil. El a spus: va trebui să mori. Nu a fost ușor când am auzit acest lucru. Cum să mor? Sunt încă tânără, l-am întrebat. El a răspuns: nu te îngrijora de nimic. Tot ceea ce face Dumnezeu este perfect și El te va aduce înapoi la viață, astfel încât să poți spune la alții despre rai și iad, despre care Domnul vrea ca toți oamenii să știe. I-am spus: amin. Dar cum voi muri? Voi fi călcată de o mașină? Idei mi-au venit repede în minte, dar Domnul mi-a spus să nu-mi fac griji, căci totul era sub control. I-am spus: mulțumesc, Doamne. La data de 6 noiembrie, după ce m-am întors de la școală, îngerii erau încă cu mine, chiar în timp ce lăudam pe Domnul. Ei nu vorbeau cu mine. Tot ce spuneau era: sfânt, 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 aleluia. Și dădeau slavă, onoare și laudă Tatălui nostru ceresc. Duhul Sfânt era acolo, împreună cu îngerii, și se bucura. Mulți oameni spun că Evanghelia este plictisitoare, dar asta este o mare minciună de la diavolul pentru a ține oamenii departe de prezența lui Dumnezeu. Și eu obișnuiam să cred asta, dar după ce am întâlnit pe Domnul și Duhul Sfânt, știu că Evanghelia nu este plictisitoare. Aceasta este cea mai frumoasă experiență pe care o poți avea pe pământ. Am putut să văd și să vorbesc cu Duhul Sfânt, dar îngerii nu vorbeau cu mine, doar îl lăudau pe Domnul. Eu spuneam: Duhule Sfânt, vino împreună cu mine. Și am putut să-L simt și să-L văd. L-am văzut atunci când El se ridica în picioare și chiar pregăteam și un loc pentru El. Deși mulți nu puteau să-L vadă, El era acolo. Această comunicare a continuat. Nu exista niciun motiv să-L oprească. Odată ce am experimentat-o, nu L-aș mai fi lăsat. Când mă gândesc de unde El m-a scos de la ceea ce am fost înainte, sunt atât de recunoscătoare pentru mila Lui, pentru dragostea Lui față de mine. La data de 7 noiembrie, când mă întorceam acasă, am auzit o voce care a spus: fii pregătită pentru că vei muri astăzi. Știam că a fost Duhul Sfânt, deoarece am putut să-L văd. Am zis: Doamne, nu vreau să mor azi. Dar El a repetat: fii pregătită, pentru că vei muri astăzi. De data aceasta, El a spus mai tare și cu autoritate. I-am răspuns: Doamne, știu că Tu vorbești cu mine. Eu cer doar o confirmare, după care voia Ta să se facă. Mă voi preda Ție, chiar dacă mi-e teamă, pentru că știu că Tu ești cu mine și că ești real. M-am rugat: fă ca acea persoană pe care ai folosit-o înainte să-mi aducă mesajul. Lasă-l să vină la casa mea în acest moment, înainte de a ajunge eu, și lasă-l să-mi spună că astăzi voi muri. Acum Domnul știe trecutul nostru, prezentul și viitorul. El știa ce voi cere de la El. Așa că atunci când am ajuns acasă, robul Domnului a fost deja acolo. Maxima. Când fiica mea a ajuns acasă, eu eram în bucătărie. Când a văzut Angelica pe robul Domnului, a spus:
fie ca Domnul să te binecuvânteze. Omului Dumnezeu a răspuns, Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine. Ești gata? Pentru că astăzi este ziua în care Domnul te va lua, la ora 4. Ea a stat acolo, uimită că Domnul a aprobat cererea ei. Angelica. Când am auzit asta, am spus, amin, dar nu vreau să mor. Eu nu pot muri, nu. Doamne, mă tem foarte mult. Mi-e frică, sunt îngrozită. Slujitorul Domnului a zis, să ne rugăm ca frica să plece acum în numele Domnului nostru. I-am spus amin și ne-am rugat. Curând am simțit cum frica m-a părăsit și o bucurie de nedescris a venit. Gândindu-mă că moartea va fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla cu mine, am început să zâmbesc și să râd în timp ce toată lumea se uita la mine. Au putut vedea tot ce s-a produs cu mine de la a fi îngrijorată la bucurie. Zâmbeam, cântam și săream. Maxima. Fiica mea a simțit instantaneu bucurie în inima ei și a început să mănânce. Ea a gustat un pic din toate spunând, dacă eu nu mă mai întorc, cel puțin am mâncat și sunt sătulă. Angelica. Toată lumea a început să râdă și a întrebat, de ce te comporți așa? În loc să fii tristă, ești fericită, ești veselă? Le-am spus, bineînțeles, am de gând să văd pe Domnul, voi fi cu El, dar nu știu dacă voi veni înapoi, așa că aș vrea să dau toate lucrurile mele. Toți se uitau la mine și au întrebat, ai de gând să dai toate lucrurile? Ochii mamei mele au fost deschiși larg uimită. Maxima. Fiica mea a început să ofere lucrurile ei. Ea a dat totul, totul. Surorile noastre de la biserică au fost cu noi, ca de obicei, și ea a dat ceva pentru fiecare dintre ele. Când am întrebat de intențiile sale, ea a spus, dacă mă întorc, ele pot să-mi dea totul înapoi. Dar dacă eu nu vin înapoi, atunci ele pot păstra totul. Angelica. Îmi pot imagina cât de tristă mama mea trebuie să se fi simțit atunci când am spus asta. Dar eu eram atât de fericită că am început să dau totul, hainele mele, patul meu, telefonul meu mobil, totul, cu o singură condiție. Dacă mă întorc, totul trebuie să-mi fie adus înapoi. Ei au început să râdă. Maxima. Ea a fost foarte hotărâtă, dar ca o mamă am simțit în mine o mare durere. Nu a fost ușor. M-am întrebat, Doamne, atunci când vine momentul, cum va fi? Nu puteam să înțeleg. Am început să ne rugăm și i-am aranjat lucrurile prin casă. Ceilalți au spus, soro, vino să ne rugăm. Dar am răspuns, mergeți voi și eu mă voi alătura în scurt timp. Angelica. Ei toți mă observau cum mă rugam. Doamne, vreau să fac voia ta. Tu nu ești un om ca să minți sau să te căiești. Știu că ești real. Dacă m-aș pierde, atunci este cel mai bine să mă iei cu tine. Dar dacă o să fac voia ta, atunci adu-mă înapoi. Dar ajută-mă să spun adevărul. Pregătește-mă. Ajută-mă să le spun oamenilor să se pocăiască. Asta a fost cea mai scurtă rugăciune a mea. I-am spus acest lucru robului Domnului și am zis, nu-i spune mamei mele ceea ce am spus Domnului. El a răspuns, eu nu-i voi spune acum, dar odată ce Domnul te va lua, îi voi spune. Am continuat rugăciunea unind mâinile noastre într-un cerc de rugăciune. Maxima. La 3:30, Domnul i-a spus slujitorului său să ungă pe fiica mea. Unii dintre noi au intrat în cameră și au uns-o. El ne-a dat 2 minute pentru a o unge peste tot, de la păr în jos, totul, tot corpul ei. Ea a fost pe deplin unsă. Angelica. Mama mea și o altă soră din biserică, Fatima Navarete, m-a uns cu un de lemn. Dar cum mi-au făcut ungerea, am simțit ceva care mă acoperă peste tot, ca de sticlă, care mă înconjura peste tot. E greu de explicat. Am simțit că eram acoperită ca și cu o armură. N-aș putea explica cum mă acoperea. După aceea, atunci când ceilalți au încercat să mă mai atingă, nu au mai putut. Maxima. Așa cum ne rugasem peste Angelica, am încercat să pun mâna pe ea, dar nu am putut-o atinge.
Ea avea un acoperământ în jurul corpului ei. A fost ciudat, nimeni nu putea să o atingă. Acest acoperământ acoperea tot corpul ei, de la cap până la picioare, aproximativ 30 de centimetri distanță în jurul corpului ei. Asta a fost ceea ce m-a șocat cel mai mult. Eu îmi pusese mâinile pe oameni înainte, în numele Domnului. Dar ceva de genul ăsta nu s-a întâmplat niciodată. Așa că am exclamat, oh, ceva trebuie să se întâmple. Și am început să mă rog și să mulțumesc Domnului. Eram veselă și fericită. Noi am continuat rugăciunea până aproximativ la ora 4. Angelica. În timpul rugăciunii, am simțit că respiram tot mai greu, chiar că nu mai puteam respira. Am simțit o durere în abdomen, iar în inima mea am simțit cum sângele meu merge tot mai încet. Și am simțit o durere extraordinară în tot corpul meu. Tot ce am putut spune a fost, Doamne, dă-mi putere, dă-mi putere. Am simțit că nu mai puteam merge, nu mai aveam nicio putere. Toate puterile mă părăseau. Când m-am uitat în sus, spre cer, în realitatea spirituală, nu cu ochii fizici, am văzut cerul deschis, am văzut îngeri, nu doi, nici 10, dar milioane adunați împreună. În mijlocul acestor milioane de îngeri, am văzut o lumină de 10.000 de ori mai strălucitoare decât soarele. Și am zis, Doamne, Tu ești Cel care vii. Maxima. Atunci când ea a căzut, am încercat să o ridic, dar ea nu a putut să stea pe propriile ei picioare. În acest moment, noi am fost în stare să o atingem. Ea spunea, rugați-vă, nu am putere, mami, nu am putere și simt dureri. În primul rând, ea a simțit o durere în inima ei și apoi durerea s-a extins în jos, în jurul abdomenului ei. Am continuat să ne rugăm și să mijlocim înaintea Domnului. Atunci, Domnul a luat viața ei. Niciodată în viața mea n-am văzut pe cineva murind. A trebuit să văd pe fiica mea cum se chinuia. Nu mi-a fost deloc ușor. Nu am putut înțelege ultimele ei cuvinte și apoi gura ei s-a oprit. Am pus mâna pe fața ei și o oglindă la gura ei pentru a vedea dacă mai respira. Ea nu mai respira. Era țeapănă. Am ținut mâna pe ea cât era încă caldă. Am luat un cearșaf și am acoperit-o și în scurt timp a început să se facă foarte rece. Părul s-a lăsat ca părul unei persoane moarte și ea a devenit rece ca gheața. Angelica. Iisus venea în jos și am simțit corpul meu murind. Deoarece Iisus și îngerii s-au apropiat, am simțit că părăsesc trupul meu, că nu mai eram aceeași, că nu mai eram în viață, muream. Și era chinuitor. Când corpul meu a căzut la pământ, ei erau deja prezenți. Casa mea a fost plină de îngeri și în mijlocul îngerilor am văzut o lumină mai puternică decât soarele. A fost foarte greu. Am simțit o durere foarte mare când sufletul și duhul meu s-au despărțit unul de altul. Plângeam de groază văzând corpul meu pe podea. L-am întrebat, Doamne, ce se întâmplă? Am vrut să ating corpul meu și să intru iar în el, dar când am încercat, era ca și cum atingeam aer. Mâna mea trecea prin acel corp. Niciunul dintre cei care se rugau acolo nu mai puteau să mă vadă. Am strigat, Doamne, ajută-mă! Maxima. Soțul meu a ajuns în timp ce ne rugam. Prezența lui m-a încurajat și Domnul mi-a dat tărie în acel moment, pentru că nu știam ce să fac. Ea era ca și într-o comă, dar am știut că va fi bine, deoarece era lucrarea Domnului. Am spus, Doamne, facă-se voia Ta. Angelica. În acel moment am auzit glasul Domnului, o voce frumoasă, ca tunetul și iubitoare. Nu te teme, fiică, pentru că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău și am venit aici să îți arăt ceea ce ți-am promis. Scoală-te! Căci sunt Jehova care te ține cu mâna dreaptă și îți spun, nu te teme, te voi ajuta. Dintr-o dată m-am ridicat din genunchi și mă uitam în jos la corpul meu
în care doream să mă întorc, dar nu puteam. Când am auzit vocea, frica m-a părăsit și nu mai eram speriată. Când am început să pășesc, îngerii au deschis un drum. Era o lumină puternic strălucitoare și am simțit pacea. Cum mă uitam, am văzut un bărbat înalt care arăta foarte bine și din el venea foarte multă lumină, prea strălucitoare ca eu să-i pot vedea fața. Dar am putut vedea părul lui frumos de aur strălucitor și o haină albă, cu o panglică largă de aur care trecea peste pieptul său pe care scria Împăratul împăraților și Domnul domnilor. M-am uitat la picioarele lui. El purta încălțăminte de aur strălucitor și era atât de frumos. El a întins mâna lui spre mine. Când am luat mâna lui, nu a fost ca atunci când am atins corpul meu. Mâna mea nu a trecut prin ea. L-am întrebat ce se întâmplă și el a zis: am de gând să îți arăt iadul, așa că te voi întoarce și vei spune oamenilor că iadul este real, că iadul există. Și de asemenea îți voi arăta slava mea, îți voi arăta pentru a spune poporului meu să fie pregătit. Pentru că slava mea este reală și eu sunt real. El a spus: fiică, nu te teme. A spus asta din nou și am spus: Doamne, eu vreau să merg numai în cer, dar nu în iad, pentru că am auzit că e oribil. El a spus: fiică, eu voi fi cu tine și nu te voi lăsa în acel loc. Și trebuie să-ți arăt locul acela, pentru că sunt mulți care nu știu că iadul există. De aceea ei nu au nicio teamă. Ei cred că iadul este o glumă și mulți nu știu despre el. De aceea trebuie să-ți arăt locul, pentru că există mai mulți care pierd decât cei care intră în slava mea. Atunci când el a spus asta, am putut vedea lacrimi curgând în jos pe hainele lui. L-am întrebat: Doamne, de ce plângi? El a răspuns: fiică, deoarece există mai mulți care pierd și eu îți voi arăta acest lucru, astfel că vei merge și vei spune adevărul, ca astfel ei să nu mai vină în acel loc. Dintr-o dată, în timp ce el vorbea, totul a început să se miște. Pământul s-a cutremurat și s-a despicat și am văzut o groapă foarte întunecată. Stăteam pe un fel de piatră cu mulți îngeri în jurul meu. Eu am spus: Doamne, nu vreau să merg în acel loc. El a spus: fiică, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Într-o fracțiune de secundă, am coborât în groapa aceea de întuneric. Am încercat să văd, dar era un întuneric teribil. Se zărea doar un cerc imens și auzeam milioane de voci. Am simțit că era atât de fierbinte, simțeam că mi-ardea pielea. Doamne, ce este aici? Eu nu vreau să merg în locul acesta. Domnul a spus că acesta era doar un tunel către iad. Era un miros teribil, respingător, care îți făcea greață. Și am rugat pe Iisus să nu mă ducă acolo. El a răspuns: fiică, este necesar pentru tine să vii și să vezi locul acesta. Eu am plâns și am întrebat: dar de ce, Doamne, de ce? Și el a zis: ca să spui adevărul omenirii, pentru că omenirea piere, mulți sunt pierduți și puțini intră în împărăția mea. Și când a spus aceasta, plângea. Cuvintele lui m-au încurajat și mi-au dat putere și am continuat să merg. Am ajuns la sfârșitul tunelului și când m-am uitat, am văzut un abis plin de flăcări. Domnul mi-a spus: fiică, îți dau astea. Era un caiet mare cu foi albe de hârtie. Fiică, ia creionul acesta ca să scrii tot ce-ți voi arăta, tot ce vei auzi și tot ce vei vedea. O să scrii totul în timp ce vei observa și vei trăi toate aceste lucruri. Am spus: Doamne, am să scriu, dar deja am văzut prea mult. Vedeam suflete chinuite și flăcări foarte mari. Maxima. Timpul trecea și fata mea zăcea tot acolo. Doamne, ce se întâmplă? Îi curgeau lacrimi din ochi și dacă le ștergeam, curgeau în continuare. Am pus din nou oglindă la gura ei să văd dacă respiră, dar nimic.
Am verificat pulsul. Nu avea niciun puls. Am pus mâna pe abdomen. Nicio mișcare. Omul lui Dumnezeu a zis: locul unde este ea nu este un loc cu zâmbete, ci un loc de chin. Angelica. Am spus lui Iisus: am să spun la toți că iadul există, că e real, dar scoate-mă de aici. Și el a răspuns: fiică, noi n-am intrat în locul acela încă și încă nu ți-am arătat mare lucru și deja vrei să te scoți de aici? Doamne, te rog să mă scoți de aici. Atunci am început să coborâm în abis. Am început să plâng și să țip: Doamne, nu, nu, nu vreau să merg acolo. Dar el mi-a zis: tu trebuie să vezi asta. Am văzut demoni urâți de toate felurile, mari și mici. Ei fugeau foarte tare și duceau ceva în mâinile lor. Doamne, de ce fug așa și ce duc în mâinile lor? El mi-a răspuns: fiică, ei fug pentru că știu că timpul lor se termină în curând și vor să distrugă umanitatea, în special pe oamenii mei. Ceea ce au în mână sunt săgeți pentru a distruge oamenii, pentru că fiecărui demon îi se dă un nume de om și el se străduiește să distrugă persoana de pe pământ care poartă numele acela. Acesta este scopul demonului: să corupă acea persoană și să o aducă în iad. Și vedeam cum demonii fugeau și ieșeau prin tunel către pământ. Și el mi-a spus: ei merg pe pământ să distrugă sufletele omenești și să le aducă în locul acesta. Când îmi spunea cuvintele acestea, el plângea foarte mult. El plângea și am plâns și eu. Maxima. Fiica mea fusese moartă 23 de ore, dar eu nu am anunțat autoritățile. M-am rugat: Doamne, am să aștept 24 de ore și dacă fiica mea nu se trezește în 24 de ore, am să telefonez după un doctor. Dar Domnul a readus-o înapoi înainte de a trece și cea de-a 24-a de oră. Angelica. Domnul mi-a spus: ești gata pentru ceea ce am să-ți arăt? Da, Doamne, am răspuns. El m-a dus la o celulă unde am văzut un om tânăr ce se chinuia în flăcări. Am observat că celula avea un număr care nu prea făcea sens. Cifrele erau parcă puse invers. Era o placă mare în celulă și omul acela tânăr avea numărul 666 pe fruntea lui. El mai avea o placă metalică încrustată în pielea lui. Viermii care îl mâncau nu puteau să distrugă acea placă. Nici flăcările nu o puteau deteriora. El a strigat: Doamne, ai milă, scoate-mă din locul acesta și iartă-mă. Dar Iisus i-a răspuns: este târziu, prea târziu. Ți-am dat atâtea oportunități și tu nu te-ai pocăit. Am întrebat: de ce este el aici? Și apoi am aflat: pe pământ, acest om a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, dar la un moment dat s-a îndepărtat de Domnul, alegând alcoolul, drogurile și o cale greșită. El s-a îndepărtat de calea Domnului, iar Domnul i-a trimis multe avertismente, spunându-i ce îi se va întâmpla dacă continuă așa. Iisus mi-a zis: fiică, el se află aici pentru că oricine respinge cuvântul meu are un judecător. Cuvintele pe care vi le spun, acelea vă vor judeca în ziua de pe urmă. Când Domnul plângea, o făcea așa de profund, cu durere în inima lui, nu cum plângem noi. El mi-a spus: iadul n-a fost creat pentru oameni. Și eu am întrebat: de ce sunt oamenii aici atunci? El mi-a răspuns: eu am creat iadul pentru Satan și demonii lui, dar din pricina păcatului și a nepocăinței, omenirea sfârșește aici și sunt mai mulți care sfârșesc aici decât cei care intră în gloria mea. El plângea și mă durea sufletul văzându-l cum plânge. El plângea și spunea: fiică, mi-am dat viața pentru omenire, ca să nu piară și să nu sfârșească în locul acesta. Mi-am dat viața din dragoste și milă, pentru ca omenirea să se pocăiască și să intre în împărăția cerurilor. Iisus suspina atât de intens, ca unul care nu mai putea de durere,
văzând cum oamenii sunt chinuiți în iad. Fiind în prezența lui Isus, mă simțeam în siguranță. Mi-am zis, dacă Domnul pleacă, eu voi rămâne în acest loc. Am întrebat, Doamne, eu am neamuri în acest loc. El m-a privit așa cum plângeam și mi-a zis, fiică, eu sunt cu tine, pentru că eu eram așa de speriată. M-a dus la altă celulă. Nu mi-aș fi putut vreodată imagina că am să văd pe una din neamul meu în una din acele celule. Am văzut pe o femeie la care viermii îi mâncau fața, iar demonii înfigeau ceva ca o suliță în corpul ei. Ea țipa la Isus, Doamne, ai milă de mine, iartă-mă! Te rog, scoate-mă din locul acesta, numai pentru un minut! În iad, oamenii sunt chinuiți gândindu-se la ceea ce au făcut pe pământ. Demonii își bat joc de oameni și le spun, închină-te și laudă că asta e împărăția ta. Iar oamenii țipă gândindu-se că au cunoscut pe Dumnezeu, pentru că au cunoscut cuvântul lui. Aceștia care au știut de Dumnezeu sunt chinuiți dublu. Domnul mi-a zis, nu mai este nicio șansă pentru cei de aici, dar este o șansă pentru cei ce încă trăiesc. Eu am întrebat, de ce e bunica mea aici? Eu nu mi-amintesc dacă ea știu de Dumnezeu. De ce a ajuns și ea aici? El mi-a răspuns, fiică, ea este aici pentru că nu a vrut să ierte, iar pe cel ce nu vrea să ierte, nici Dumnezeu nu-l iartă. Am spus, Doamne, dar Tu ierți și ai milă. Da, a spus el, dar este absolut necesar ca oamenii să ierte pe alții. Pentru că n-au vrut să ierte pe alți oameni, ei au ajuns în locul acesta. Du-te și spune-le oamenilor că este timpul să ierte pe oricine. Spune în special slujitorilor mei că mulți dintre ei nu au iertat totul. Spune-le să scoată toate resentimentele, orice ură, orice au împotriva cuiva. E timpul să ierte totul. Dacă moartea vine pe neașteptate pentru oricare dintre acești oameni, ei vor merge în iad, pentru că nimeni nu poate să-și scape viața. Când noi am plecat mai departe, bunica mea a fost învăluită iar de flăcări și a țipat tare, ah, și blestema numele lui Dumnezeu și toți cei din iad blesteamă pe Dumnezeu. După ce am plecat de acolo, am putut vedea că iadul era plin de suflete chinuite. Mulți dintre ei întindeau mâinile spre Isus, rugându-L să-i scoată de acolo. Dar Isus nu putea să facă nimic pentru cei din iad, iar ei începeau să blesteme numele lui Dumnezeu. Isus plângea spunând, mă doare să-i văd așa pentru că nu mai pot să-i ajut cu nimic, dar vreau ca tu să știi că este o șansă pentru cei ce sunt încă pe pământ. Ei încă au timp să se pocăiască. Domnul mi-a spus că sunt mulți oameni care au fost aclamați pe pământ cu mare faimă și se află în iad. El mi-a spus că mergem în altă parte a iadului. Am văzut pe o femeie care era învăluită în flăcări. Ea era în chinuri groaznice și striga la Domnul să aibă milă. Iisus a arătat cu mâna lui spre ea și a spus, acea femeie pe care o vezi arzând în flăcări este Selena. Cum ne apropiam, ea a început să strige, Doamne, ai milă, iartă-mă și scoate-mă de aici. Dar Domnul s-a uitat la ea și i-a spus, este prea târziu, tu nu mai poți să te pocăiești acum. Ea s-a uitat la mine și mi-a spus, te rog, du-te și spune la oameni despre locul acesta, nu tăcea, spune-le să nu vină în locul acesta, să nu asculte cântecele mele și să nu le cânte. Și am întrebat-o, de ce vrei tu să le spun oamenilor asta? Ea mi-a spus, pentru că atunci când ei cântă cântecele mele, eu sunt și mai chinuită și mă doare că ei vin tot în acest loc de chin. Te rog, spune-le să nu vin aici, spune-le că iadul e real. Ea urla de groază, iar demonii aruncau cu sulițe ascuțite în ea de la distanță. Iar ea plângea și spunea, Doamne, ai milă de mine. Iar Isus i-a spus, este prea târziu. M-am uitat la toată zona aceea, era plină de cântăreți și artiști care au murit.
cântau într-una, nu se puteau opri și Iisus mi-a spus: fiică, cei ce vin aici trebuie să continue cu activitatea pe care au făcut-o pe pământ, dacă nu s-au întors la Dumnezeu. Cum mă uitam, am văzut niște demoni care stropeau ceva ca o ploaie. Eu credeam că e ploaie, dar oamenii din iad fugeau de stropii aceia și țipau: nu, ajută-mă, Doamne, nu vreau să se întâmple asta. Demonii râdeau de ei și le spuneau: cântați și lăudați, aceasta este împărăția voastră pe veci. Am văzut flăcările crescând și viermii de pe oameni se înmulțeau. Acolo nu exista apă. Ploaia era pucioasă care creștea flăcările și făcea chinul oamenilor mai mare. Am întrebat pe Iisus: de ce se întâmplă așa? Ce este aici? Și Domnul mi-a spus: aceasta este plata celor care nu s-au întors la Dumnezeu. Apoi Domnul m-a dus la o zonă unde se afla un om foarte bine cunoscut. Înainte de experiența aceasta, eu eram o fată tânără cu opinii divizate. Credeam în mai multe feluri. Credeam că oricine moare merge în cer, că cei ce iau sfânta cină la biserică vor avea parte de cer, dar m-am înșelat. Când Papa Ioan Paul al II-lea a murit, neamurile mele mi-au spus că el a mers în cer. Toate stațiile de radio și televiziune spuneau: Papa Ioan Paul al II-lea a murit, să se odihnească în pace. El se bucură acum cu Dumnezeu și cu îngerii săi. Eu am crezut ce spunea presa, dar m-am înșelat mult, pentru că l-am văzut acolo, în iad, chinuit de flăcări. M-am uitat atent la fața lui, el era. Domnul mi-a confirmat: acel om pe care îl vezi acolo este Papa Ioan Paul al II-lea. El este aici pentru că nu s-a pocăit. Eu am întrebat: Doamne, dar el de ce se află aici? El le predica oamenilor în biserică. Iisus mi-a răspuns: fiică, niciun curvar, niciun idolatru, niciun lacom și niciun mincinos nu va moșteni împărăția mea. Eu am spus: eu știu asta, dar el de ce a ajuns aici? Pe pământ a predicat la mulțimi de oameni. Iisus mi-a răspuns: da, el spunea multe lucruri, dar niciodată n-a spus adevărul așa cum este el. El a cunoscut adevărul, dar chiar dacă l-a cunoscut, n-a rostit tot adevărul, pentru că el a preferat banii mai mult decât salvarea altora. El n-a spus despre realitate, că iadul și raiul există. Și astfel, acum el se află aici. Când m-am uitat la acest om, avea un șarpe cu multe ace încolăcit în jurul gâtului său și tot încerca să scape de acest șarpe, să-l dea jos de pe el. Am rugat pe Domnul: Doamne, ajută-l! Omul acesta începea să țipe: Doamne, ajută, mai milă de mine, iartă-mă și du-mă din acest loc. Mă pocăiesc, Doamne, aș vrea să mă întorc înapoi pe pământ și mă voi pocăi. Domnul i-a zis: tu ai știut foarte bine că locul acesta este real, iar acum este prea târziu, nu mai este nicio șansă pentru tine. Apoi Domnul a zis: fiică, am să-ți arăt viața acestui om. Iisus mi-a arătat un ecran mare pe care puteam să văd cum acest om împărțea cina de multe ori la oameni. Acei oameni erau așa de idolatri, Iisus mi-a spus. Uită-te câți oameni idolatri erau în acel loc. Idolatria nu salvează pe nimeni, fiică. Numai eu am puterea să salvez pe oameni și afară de mine nimeni nu-i poate salva. Eu iubesc păcătosul, dar nu păcatul. Du-te și spune oamenilor că iubesc și aștept să vină la mine. În timp ce Domnul vorbea, observam cum acest om primea mulți bani, titluri bancare și îi ținea totul pentru sine. El avea foarte mulți bani. Am văzut imagini cum acest om stătea pe un tron și vedeam ce se află în spatele tronului. Este adevărat că genul acesta de oameni nu se căsătoresc, dar nu glumesc sau inventez. Domnul mi-a arătat cum acești bărbați dormeau cu măicuțele de la biserică și multe alte femei de acolo. Domnul mi-a arătat cum acești oameni trăiau în curvie și cuvântul lui Dumnezeu spune că niciun curvar nu va moșteni împărăția cerurilor.
În timp ce priveam la lucrurile acestea, Domnul mi-a spus: uită-te, tot ce ți arăt se întâmplă. El a trăit așa. Și asta se întâmplă cu mulți dintre preoții care trăiesc pe pământ chiar acum. Și mi-a mai spus: du-te și spune oamenilor că este timpul să se întoarcă la mine. Domnul mi-a arătat un loc unde oamenii mergeau spre iad. Am întrebat: cum se face că acești oameni merg către iad? El mi-a spus: am să-ți arăt. Mi-a arătat un tunel cu mulți oameni mergând prin el. Oamenii erau legați în lanțuri de la mâini până la picioare. Erau îmbrăcați în negru și duceau o povară pe spatele lor. Domnul mi-a zis: vezi oamenii aceia? Ei nu mă cunosc pe mine încă. Ceea ce duc ei în spate este păcatul lor. Dar du-te și spune-le să-mi dea mie povara lor de păcate și eu le voi da odihnă, pentru că eu pot să le iert toate păcatele. Du-te și spune-le să vină la mine, că eu îi aștept cu brațele deschise, și spune-le că ei merg spre iad cu povara lor. Cum mă uitam la cei care mergeau cu poverile lor, am zis: Doamne, acela de acolo este verișorul meu și fata aceea care vine în jos este tot o verișoară mea. Familia mea vine spre acest loc. El mi-a replicat: ei vin spre acest loc, dar du-te și spune-le încotro merg. Spune-le că merg spre iad. Du-te și spune-le că te-am ales ca străjer al meu și vreau să le spui adevărul. Trebuie să te duci și să le spui tot ce ți-am arătat. Dacă tu nu le spui și ceva rău li se întâmplă, sângele lor va cădea asupra ta. Dar dacă tu faci ceea ce ți-am cerut, acel om se va socoti cu mine. Dacă acea persoană nu se pocăiește, responsabilitatea va fi asupra lui. Voi cere sângele lui din propria lui mână, iar tu vei fi scutită. Iisus mi-a spus că mulți oameni cu faimă în lume merg spre acel loc. De exemplu, Michael Jackson. Acest om a avut foarte mare faimă în lume, dar era un satanist. Deși mulți oameni contestă aceasta, este adevărul. Acest om avea legăminte sataniste. El făcea legăminte cu Satan pentru a obține faimă și mulți admiratori. Felul în care el pășea pe scenă, moonwalk, în același fel făceau demonii care torturau pe oameni în iad. Ei se dădeau pe spate și nu înaintau, având o plăcere în a chinui oamenii. Vă spun că Michael Jackson este în iad. Domnul mi l-a arătat după moartea lui. L-am văzut pe Michael Jackson chinuit în flăcări. Eu am plâns către Iisus. De ce? Nu mi-a fost ușor să văd cum omul acela se chinuia în flăcări și țipa. Oricine ascultă la cântecele făcute de Michael Jackson sau le cântă și este un admirator al acestui om, vă avertizez că Satan vrea să vă prindă în pânza lui și să vă ducă în iad. Renunțați la așa ceva, în numele lui Iisus. Iisus vrea să vă elibereze, ca să nu fiți și voi pierduți. Domnul mi-a zis: fiică, aici sunt și oamenii care mă cunosc pe mine și merg spre iad. Am întrebat: cum așa, oamenii care te cunosc pe tine să meargă spre acest loc? El mi-a zis: persoanele care au părăsit calea mea și care trăiesc o viață duplicitară. A început să-mi arate pe cei ce mergeau spre iad. Ei erau legați de la mâini până la picioare. Ei, fiecare, purtau o haină albă, ruptă, pătată și șifonată. Domnul a zis: fiică, vezi cum oamenii m-au părăsit? Vreau să-ți spun că nu voi veni pentru acești oameni. Eu voi veni pentru oamenii sfinți, pregătiți, fără pată sau zbârcituri. Du-te și spune-le să se întoarcă la cărările cele vechi. Am început să văd mulți dintre unchii mei și alți oameni care părăsiseră calea Domnului. Du-te și spune-le că îi aștept să-mi dea mie povara lor de păcate și eu le voi da odihnă. Iisus plângea: fiică, du-te și spune-le că ei se îndreaptă spre acest loc. Du-te și spune unchilor tăi, du-te și spune neamurilor tale. Fiică, mulți nu te vor crede, dar eu sunt martorul tău. Eu sunt martorul tău, eu nu te voi părăsi. Chiar dacă nu te vor crede, spune-le
și eu voi fi cu tine. Eu am să-ți arăt de asemenea cum oamenii au ajuns în locul acesta. Ne-am îndreptat spre un tunel și am văzut mulți oameni care cădeau în abis. Nu erau 1000 sau 2000, ci cât nisipul mării. Ei cădeau în fiecare secundă ca și nisipul aruncat pe care îl arunci din mână. Sufletele cădeau rapid și Iisus plângea. Atunci el a zis, Fiică, așa este cum umanitatea piere, cum este distrusă. Fiică, mă doare să văd cum piere umanitatea. Demonii, de asemenea, țin ședințe în locul acesta. Și eu am zis, demonii țin conferințe? Da, a răspuns Iisus, ei țin ședințe în fiecare zi să vadă ce pot să facă omenirii. Și zicând asta, Iisus m-a luat într-o celulă cu o masă de lemn rotundă, cu scaune împrejur, unde erau tot felul de demoni. Iisus a zis, Fiică, acum ei plănuiesc cum să distrugă familiile păstorilor, misionarii și evangheliștii și pe toți cei care mă cunosc pe mine. Și demonii au multe săgeți. Demonii râdeau și ziceau, Hai să distrugem umanitatea și să o aducem aici. Iisus a zis, Du-te și spune-le că eu sunt cu ei. Să nu lase nicio ușă deschisă, să nu lase niciun loc lui Satan, căci el răgnește ca un leu, căutând pe cine să înghită. Cuvântul spune că el răgnește ca un leu, dar singurul leu adevărat este leul din Iuda, Iisus Hristos din Nazaret. Iisus a zis, Fiică, demonii vor să distrugă în mod deosebit familiile păstorilor. Am întrebat de ce. Pentru că ei sunt responsabili pentru mii de oameni care sunt turma pe care le-a dat-o Dumnezeu. Demonii vor ca acești oameni să se uite înapoi, să se întoarcă în lume și să ajungă în iad. Du-te și spune păstorilor să spună adevărul, să predice adevărul și să spună tot ce le spun eu și să nu țină doar pentru ei ceea ce le spun eu. Așa am plecat de acolo și el mi-a zis, vreau să-ți arăt ceva. Există de asemenea copii în acest loc. Eu i-am răspuns, copii în acest loc, Doamne? De ce sunt copiii aici? Cuvântul tău spune, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Pentru că împărăția lui Dumnezeu aparține celor ca ei. Iisus a răspuns, Fiică, este adevărat că asemenea este împărăția cerurilor, dar copilul trebuie să vină la mine, pentru că cine vine la mine nu va fi aruncat afară. Instantaneu, Domnul mi-a arătat un băiat de 8 ani, fiind chinuit în foc. Băiatul striga, Doamne, ai milă de mine, ia-mă din acest loc, nu vreau să fiu aici. El striga și țipa. Am văzut demoni în jurul acestui băiat care semănau cu figuri din desene animate. Erau Dragon Ball Z, Ben 10, Pokémon, Doral și așa mai departe. Doamne, de ce este acest băiat aici? Am întrebat. Iisus mi-a arătat un ecran mare cu viața acestui băiat. Am văzut cum își petrecea tot timpul în fața televizorului, vizionând aceste desene animate. Iisus a spus, Fiică, aceste desene animate, aceste filme, aceste telenovele care sunt văzute zilnic la televizor, sunt instrumentele lui Satan să distrugă omenirea. Uite, fiică, modul în care acest copil a ajuns aici. Am văzut modul în care băiatul a fost rebel și neascultător față de părinții lui. Atunci când părinții săi vorbeau cu el, el fugea aruncând obiecte și nu-i asculta. După aceasta s-a întâmplat ca o mașină să dea peste el și l-a omorât. De atunci el este în acest loc. M-am uitat la băiat cât era de chinuit. Iisus a spus, Fiică, du-te și spune părinților să-și instruiască copiilor cum este scris în cuvântul meu. Cuvântul lui Dumnezeu este real. El ne spune să corectăm un copil cu nuiaua, dar nu în fiecare moment, numai în cazul în care copilul a fost neascultător de părinții săi. Domnul mi-a spus ceva care este foarte trist și foarte dureros. El a zis,
fiindcă sunt mulți copii în acest loc, din cauza desenelor animate, din cauza răzvrătirii. L-am întrebat: Doamne, de ce sunt desenele animate de vină pentru acest lucru? Și el a explicat: pentru că ei sunt demoni care transportă rebeliunea, neascultarea, amărăciunea și ura pentru copii. Și alți demoni spun acestor copii să nu facă lucruri bune, dar să facă ce este rău. Ce vor vedea copiii la TV, vor dori să facă în realitate. Iadul există, iadul este real și chiar și copiii trebuie să decidă cu cine vor merge. I-am spus: Doamne, spune-mi, de ce există copii în acest loc? Și Iisus a răspuns: odată ce copiii au cunoștință de faptul că există un cer și un iad, ei pot să aleagă. Există mult mai multe de spus despre iad, dar acum voi împărtăși ceea ce am văzut în rai. Iisus a spus: fiică, acum am de gând să-ți arăt ceea ce am pregătit pentru poporul meu sfânt. Am plecat din acel loc printr-un tunel. În timp ce călătoream prin acest tunel, am ieșit dintr-o dată la lumină. Am văzut că nu mai era întuneric, chin sau flăcări. El a spus: fiică, am de gând să-ți arăt slava mea. Și am început să urcăm spre regatul cerului. În curând am ajuns la o ușă, unde, cu litere gigantice, scria în aur: bine ați venit în împărăția cerurilor. Iisus a zis: fiică, du-te înăuntru, pentru că eu sunt ușa și cine intră prin mine va intra, va ieși și va găsi pășune. După ce Domnul a spus aceste cuvinte, s-a deschis ușa și am intrat. Am văzut cum îngerii dau slava, cinstea și lauda Tatălui nostru ceresc. Cum ne-am continuat mersul pe jos, am văzut o masă din care am putut vedea începutul, dar nu sfârșitul. Am observat un tron mare și un tron mai mic înconjurat de mii de scaune. Între scaune erau articole de îmbrăcăminte, împreună cu coroane. Domnul mi-a zis: fiică, coroana pe care o vezi acolo este cununa vieții. Și a mai spus: uite, fiică, aceasta este ceea ce am pregătit pentru poporul meu. Am văzut că masa a fost acoperită cu o față de masă albă, cu margine de aur. Erau farfurii, pahare de aur, fructe, totul era servit. A fost atât de frumos. În mijlocul mesei era un vas mare care conținea vinul pentru cină. Și Iisus a zis: fiică, totul este pregătit pentru sosirea bisericii mele. Ne-am dus la un alt loc, unde am văzut mulți oameni într-o grădină. Erau oameni bine cunoscuți din Biblie, dar nu erau în vârstă, erau tineri. Era un om tânăr cu o batistă mare în mâna lui, care dansa și se învârtea și lăuda pe Domnul. Iisus a zis: fiică, tânărul pe care îl vezi acolo este robul meu David. El dădea slavă Tatălui nostru. Dintr-o dată, un alt tânăr a trecut pe acolo și Iisus mi-a zis: fiică, el este Iosua, el este Moise, acest tânăr este Avram. Iisus îi chema pe numele lor. Ei toți erau mulțumiți. Iisus a zis: fiică, femeia pe care o vezi acolo este roaba mea Maria Magdalena, iar aceea roaba mea Sara. Și apoi el mi-a spus: fiică, ea este Maria. Maria care a dat naștere lui Iisus Hristos, care sunt eu. Fiică, vreau să spun că ea nu are cunoștință de lucrurile care se întâmplă pe pământ. Vreau să-ți spun că trebuie să mergi și să spui umanității, închinătorilor la idoli, că iadul este real și că idolatrii nu vor moșteni împărăția mea. Du-te și spune-le că dacă se pocăiesc, ei pot intra în foișorul meu ceresc. Du-te și spune-le că îi iubesc. Și le spun că Maria nu are nicio cunoștință de nimic ce se întâmplă pe pământ, precum și că singura ființă pe care trebuie să o înalțe sunt eu, pentru că nici Maria, nici Sfântul Grigore, nici orice alt sfânt nu poate oferi mântuirea.
Eu sunt singurul care salvează și în afară de mine, nimeni, nimeni nu salvează. El a repetat aceasta de 3 ori, că nimeni nu poate salva, numai El salvează. Umanitatea a fost înșelată să creadă într-un sfânt care nu este, dar este un demon care lucrează printr-un idol făcut de mâna omului. Dar permiteți-mi să vă spun că Domnul vrea să vă dea ce este cel mai bun. El vrea ca tu să intri în împărăția cerurilor, să te pocăiești și să părăsești idolatria, deoarece idolatria nu te va salva. Doar Iisus Hristos din Nazaret este Cel care salvează, care și-a dat viața pentru tine, pentru mine și pentru întreaga omenire. Domnul are un mare mesaj pentru umanitate. Plângând, El mi-a spus: te rog, fiică, nu tăcea. Du-te și spune adevărul. Du-te și spune ceea ce ți-am arătat. Am văzut cum Maria s-a închinat Domnului și am văzut femeile cu părul lung foarte frumos. Am spus: Doamne, ce frumos este modul în care acestea își poartă părul! El mi-a zis: fiică, ceea ce vezi este vălul care l-am dat femeilor. Fiică, du-te și spune femeilor să aibă grijă de vălul pe care li l-am dat. Apoi a continuat: am ceva să-ți arăt, este foarte important. M-am uitat mai departe și am văzut un oraș strălucitor, un oraș de aur. I-am spus: Doamne, ce este asta? Eu vreau să merg acolo. El a răspuns: fiică, eu îți voi arăta ceea ce este acolo. Ceea ce vezi sunt locuințele cerești, vile cerești, care sunt gata pentru poporul meu. Am început să mergem pe jos până când am ajuns la un pod de aur. După ce am trecut peste el, am ajuns pe străzi care au fost făcute din aur curat. Totul era atât de frumos, atât de strălucitor, cum ar fi sticla strălucitoare. A fost absolut supranatural, inexplicabil. Am văzut vile cerești și am privit mii de îngeri care lucrau la construirea lor. Unii îngeri construiau foarte repede, alții construiau încet, iar alții nu construiau deloc. Am întrebat pe Domnul: de ce unii îngeri construiesc rapid în timp ce alții sunt mai înceți, iar alții au oprit construirea? Domnul a explicat: fiică, acesta este modul în care oamenii mei muncesc pe pământ, iar îngerii lucrează cum lucrează copiii mei de pe pământ. Fiică, poporul meu nu mai postește, nu mai răspândește Evanghelia, nu se mai duce pe stradă pentru a distribui broșuri care spun adevărul. Poporul meu acum îi este rușine. Du-te și spune poporului meu să caute vechile căi. Acei îngeri care ai văzut că nu fac nimic aparțin acelor oameni care s-au depărtat de căile mele. Fiică, du-te și spune poporului meu să revină la vechile căi. Și spunând aceasta, el a început să plângă. Am auzit alte persoane cântând, așa că l-am rugat: Doamne, vreau ca Tu să mă duci acolo unde oamenii aceia cântă. Iisus mă observa, nu aș putea spune modul în care El mă observa, căci nu puteam vedea fața Lui, numai mișcările feței Lui. În timp ce lacrimile Lui curgeau pe haina Lui, l-am întrebat de ce plânge, dar El nu mi-a explicat. Mai târziu am ajuns la o grădină frumoasă. Acolo, printre conacele cerești, am văzut florile care se legănau. Asta trebuie să fi fost ce am auzit cântând. Domnul a arătat cu degetul lui și a zis: fiică, uită-te, ele mă laudă, mă cinstesc. Poporul meu nu mai face așa cum a făcut înainte. Poporul meu nu mă mai laudă, nu mă mai caută ca înainte. De aceea ți-am spus, fiică, să mergi și să spui oamenilor să mă caute, pentru că voi pleca, voi pleca, voi pleca la un popor care mă caută în duh și în adevăr, la un popor care este gata, la un popor sfânt. Și plângând, el a spus: eu vin, eu vin.
Apoi am înțeles motivul pentru care el plângea. Pentru că el vine, dar nu pentru cei care sunt cu jumătate de inimă. El se va întoarce doar pentru un popor care îl caută în duh și în adevăr. Atunci Domnul mi-a spus că trebuie să mă întorc pe pământ. I-am spus, Doamne, nu vreau să mă întorc pe pământ. Ce vrei să spui, pământ? Eu vreau să stau cu tine. Tu m-ai adus aici și eu nu mă duc nicăieri, pentru că eu sunt cu tine. Iisus a spus, Fiică, este necesar să te întorci pe pământ, să mergi și să depui mărturie că slava mea este reală, că ceea ce ți-am arătat este real, astfel că umanitatea să vină la mine, să se pocăiască și să nu piară. Plângând, am căzut la picioarele lui. Acolo am văzut răni pe picioarele lui. L-am întrebat, Doamne, ce sunt aceste răni aici? El a răspuns, Fiică, e cicatricea de ieri, atunci când mi-am dat viața pentru umanitate. De asemenea, el mi-a arătat cicatricele în mâinile lui. L-am întrebat, Doamne, de ce mai ai cicatrici? El mi-a spus, Fiică, sunt cicatrici care au rămas. Așa că am întrebat, vor dispărea vreodată? El a răspuns, Fiică, ele vor dispărea atunci când toți ființii vor fi reuniți aici. Fiică, trebuie să te duc înapoi pe pământ. Familia ta și națiunile te așteaptă. Am încercat să refuz, dar el a arătat în jos spre pământ cu degetul și a spus, Uite, acei oameni pe care îi vezi acolo jos sunt rudele tale. Corpul pe care îl vezi acolo este locul unde trebuie să te întorci. Este momentul să părăsești acest loc. Apoi, el m-a luat de-a lungul unui râu cristalin și frumos și a zis, Fiică, intră în râu și scufundă-te. Înainte de a intra în râul cristalin de apă vie, am fost copleșită de o bucurie de nedescris. Dar după ce m-am scufundat și am ieșit, am fost epuizată. Am crezut că nu va trebui să mă întorc acasă. Dar Domnul mi-a zis, Fiică, trebuie să te întorci pe pământ, dar am de gând să-ți arăt ceva. Cum am să revin pe pământ pentru un popor sfânt? Am de gând să-ți arăt cum va fi răpirea. Am mers spre un loc cu un ecran gigant și am văzut oameni în el. Am putut observa întreaga lume. Apoi, deodată, am văzut mii de oameni dispărând. Femeile gravide și-au văzut sarcinile dispărând și păreau că și-au pierdut mințile. Copiii au dispărut din toate colțurile. Mulți oameni fugeau de aici colo strigând, Acest lucru nu poate fi, acest lucru nu poate fi, ce se întâmplă? Am văzut pe cei care au cunoscut pe Domnul, dar au fost lăsați în urmă. Ei spuneau că Hristos a venit, s-a întâmplat răpirea. Ei țipau și voiau să se sinucidă, dar nu au putut. Domnul mi-a spus, Fiică, în acele zile moartea va fugi. În acele zile Duhul Sfânt nu va mai fi pe pământ. Au fost accidente, dar nu am văzut o singură persoană moartă. Toți erau în viață, deși răniți. Am observat un trafic enorm cu mii de oameni. Domnul mi-a zis, Fiică, uite, acesta este modul în tot ceea ce se va întâmpla. Apoi am văzut oameni care fugeau de la un loc la altul strigând, Hristos a venit, Hristos a venit. Ei strigau, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, ia-mă cu tine. Dar, din nefericire, Domnul a spus, Aceasta va fi prea târziu, timp să se pocăiască este acum. Fiică, du-te, spune omenirii să mă caute, pentru că în acea perioadă nu va mai fi vreo oportunitate. Va fi prea târziu pentru toți cei care au fost lăsați pe pământ. Când Iisus a observat modul în care oamenii au fost lăsați în urmă, el a început din nou să plângă și a zis, Fiică, voi merge pe pământ, cum se spune în Tesalonic 4:16-17. Căci însuși Domnul se va coborî din cer, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu,
și cei morți în Hristos vor învia întâi. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Dar nu toată lumea va merge cu Domnul, numai cei care fac voia Lui și care trăiesc o viață sfântă. Căci Domnul mi-a zis, doar cei care sunt sfinți vor intra în împărăția cerurilor. Nimeni nu știe nici ziua, nici ceasul în care voi veni după poporul meu sfânt. Nici măcar îngerii nu știu. Pe ecran am văzut cum oamenii alergau în sus și în jos. Revistele și știrile TV spuneau că Hristos a venit. Ecranul s-a închis și Iisus a terminat prin a spune, voi veni pentru un popor sfânt. Acest lucru a fost tot ceea ce El mi-a arătat. După aceea, El m-a adus înapoi aici, pe pământ. Cu îngerii adunați în jurul nostru, am început să coborâm aceste trepte frumoase, trepte albe cu flori care le înconjurau. Am plâns tot drumul în jos, rugând pe Iisus, Doamne, te rog, nu mă lăsa aici, ia-mă cu tine. El a răspuns, fiică, popoarele, familia ta, sunt în așteptare după tine. Fiică, trebuie să intri înapoi în trupul tău, trebuie să primești viață, astfel încât să mărturisești ceea ce ai văzut. Mulți nu te vor crede, mulți vor crede. Dar eu sunt martorul tău credincios, eu sunt cu tine, nu te voi părăsi. Maxima. Când fiica mea s-a întors, noi o așteptam și ea era întinsă pe podea. Ea a făcut nimic altceva. Am spus, mulțumesc, Doamne, pentru că fiica mea s-a întors. Toți am dat toată mulțumirea Domnului. Curând ea a început să respire lent, încetul cu încetul. După aproximativ 5 ore, ea a fost în măsură să deschidă ochii și să vorbească. La început abia puteam înțelege ceea ce spunea. Pur și simplu nu era clar. Ea nu a avut nicio putere. A trebuit să păstrăm ferestrele acoperite, pentru că ochii ei nu suportau lumina. Fiind curioși, am vrut ca ea să ne spună tot ce a văzut. Dar pentru că ea a fost atât de slăbită, ea putea spune doar câte un pic. Au trecut 2 săptămâni până când ea a fost în măsură să împărtășească mărturia ei completă. Demonii au venit la ea după toate astea să o sperie. Ea îi putea vedea în mod clar, deși ei încercau să se ascundă în umbră. Au fost aici 3 zile de la întoarcerea ei, înainte ca ea să fie în stare să vorbească. Ea i-a întrebat ce voiau și ei i-au răspuns, am venit să facem un pact cu tine, trebuie să taci, tu nu trebuie să spui nimic din ceea ce ai văzut acolo, pentru că dacă vorbești te vom ucide. Ea a descris demonii ca fiind urâți, mari și grași. Ea a spus că nu există cuvinte pentru a descrie modul în care arătau, oribil. Ea i-a mustrat, dar ei nu au plecat. Când veneau, săreau pe ea și încercau să o sugrume. Ea riposta, îi mustra, dar nu avea destulă putere. Odată, în momentul în care ea i-a certat, o lumină extraordinară a apărut și ei au fugit. Acesta a fost Domnul. Prin ceea ce fiica mea a trecut nu a fost ușor. Ea a primit un mesaj profund pentru întreaga omenire, să caute pe Dumnezeu. Dar umanitatea crede că ceea ce face este în regulă. Tinerii care folosesc droguri și alcool cred că este ok, dar nu este. Una dintre cele mai mari experiențe pe care fiica mea le-a avut a fost atunci când ea a văzut mulți animatori de televiziune în iad, inclusiv dansatori, și de asemenea pe Papa Ioan Paul al II-lea. Este timpul să căutăm pe Domnul, să ne pocăim și să ne umilim înaintea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat atunci când spune cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul Domnului se va îndeplini la timpul hotărât. Domnul i-a arătat de asemenea un tunel în care oamenii mergeau spre iad. Mulți oameni sunt deja în iad.
E adevărat, dar chiar și oamenii lui Dumnezeu nu cred acest lucru. Mulți pur și simplu nu cred. Principalul mesaj a fost că trebuie să căutăm pe Domnul, nu doar de pe buzele noastre, ci din cea mai profundă parte a inimii noastre, pentru că venirea Domnului este aproape. Iisus a spus: eu nu mai sunt la ușă, eu sunt dincolo de ușă. Eu voi veni în curând, venirea mea este aproape. Oamenii mei m-au părăsit și au plecat înapoi la lucrurile lumești. Spune-i poporului meu să revină la vechile căi. Biserica de azi trebuie să se întoarcă la vechile căi, să fim înflăcărați căutând pe Domnul. Atunci când trompeta sună, trebuie să fim gata să întâmpinăm pe Domnul și va fi minunat. Dragii mei, aceasta este mărturia șocantă a tinerei care a văzut raiul și iadul. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să mă ascultați până la capăt. Să ne reauzim cu bine, pe curând!